Polonia acuză Rusia de atac cibernetic masiv asupra clasei politice poloneze. Hackerii au spart e-mail-ul unui ministru din guvernul polonez și au publicat pe Telegram 70 de mail-uri private. Grecia a intrat pe lista verde alături de Franța, Belgia și Olanda. Asta înseamnă că la întoarcerea din vacanță nu mai stai în carantină. Aproximativ 1 milion de români au ales să trăiască în UK în contextul Brexitului, a capriciilor vremii și a diferențelor culinare dintre cele două națiuni, anunță ambasadorul Marii Britanii Andrew Noble. Ryanair dă în judecată Marea Britanie. Compania vrea relaxarea restricțiilor pentru COVID-19 care pun în pericol sezonul vacanței de vară. Realitatea augmentată și realitatea virtuală se dezvoltă într-un ritm mai rapid decât era anticipat, anunță Mark Zuckerberg în cadrul salonului tehnologic VivaTech de la Paris. Știi!